În ședința Biroului Politic Județean de ieri, 4 mai, după o evaluare a activității din ultimele luni, s-a luat decizia dizolvării a 4 organizații locale și numirea unor președinți interimari până la organizarea alegerilor. PNL Târgu Jiu este una dintre organizațiile dizolvate, interimatul fiind asigurat de vicepreședintele PNL Gorj, Iulian Popescu. Principalul motiv care a stat la baza acestei decizii este refuzul explicit și repetat al conducerilor locale de a începe organizarea și întărirea organizațiilor vizate. De asemenea, prin intermediul unui comunicat de presă, conducerea PNL Gorj a transmis faptul că dizolvarea unei organizații locale nu înseamnă și excluderea vreunui membru al PNL Gorj. Păi, după o lungă perioadă de timp în care s-a încercat o bună comunicare între filiala Gorj a partidului și organizația de la Târgu Jiu, și nu numai, ați văzut că sunt 4 organizații care au fost dizolvate, după discuții care au durat ceva timp, nu s-a ajuns la un mod de colaborare și de comunicare eficientă și de aceasta s-a decis dizolvarea organizației, tocmai pentru a putea ca și organizația la Târgu Jiu să se alinieze obiectivelor județene al PNL de a câștiga toate alegerile din 2024. Conducerea PNL Gorj își dorește ca toți membrii partidului, vechi sau noi, să găsească cea mai bună cale de a lucra împreună pentru atingerea obiectivului pe care și l-au propus, câștigarea tuturor alegerilor din 2024. Ne propunem să facem din organizația la Târgu Jiu cea mai performantă, să avem cei mai buni oameni implicați, să aducem la aceeași masă pe toți cei care doresc să pună umărul în a crea o clasă politică eficientă, să ne pregătim pentru alegerile din 2024, pentru a le câștiga detașat și a aduce impact aici în Târgu Jiu și în județul Gorj. Primarul Marcel Romanescu a declarat că decizia dizolvării organizației municipale l-a luat prin surprindere, chiar l-a dezamăgit. Deși era conștient de tensiunea aproape palpabilă dintre acesta și președintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, edilul este de părere că persoanele din organizație nu aveau vreo vină, drept urmare nu poate înțelege hotărârea BPJ-ului. Dacă în privința mea mă puteam aștepta de la organizația județeană și de la domnul Iordache să ia o măsură, în privința organizației municipale nu puteam nici măcar în visele cele mai urâte să imaginez că într-un birou permanent județean nestatutar s-a luat o hotărâre, aceea de a dizolva o organizație care a fost alesă conform statutului Partidului Național Liberal pe o perioadă de 4 ani de zile. N-am auzit vreun coleg de-al meu din birou permanent local criticând vreodată activitatea Partidului Național Liberal sau a președintelui Ion Iordache. Dacă eu sunt mai vocal și nu prea accept poziția ghiocelului în fața șefilor, asta nu înseamnă că trebuie să te îndrepți împotriva unei organizații care este nevinovată. Vinovată, între ghilimele, de ceva, organizația asta se face doar de rezultatele deosebite pe care le-a avut până în acest moment. Iar cuantificarea trebuia făcută în funcție de cele 7 rânduri de alegeri pe care le-am avut din 2017, de când funcționăm ca organizație municipală, sub coordonarea mea. Da, nu mă mai surprinde nimic. Statutul Partidului Național Liberal nu mai e respectat de mult. Și nu știu cum puteau să-și motiveze aceste lucruri în condițiile în care, v-am spus, când vorbim de politică, vorbim de numărul de voturi și vorbim de alegeri câștigate de organizații. Iar în Oltenia nu cred că exista, până în acest moment, o organizație mai puternică decât organizația de la Târgu Jiu. Întrebat dacă resimte acest gest drept un atac la propria persoană, Romanescu declară că nu se simte amenințat de actualul președinte PNL Gorj. Mai mult, edilul susține că, din punct de vedere politic, Iordache nu reprezintă nici pe departe un lider. Niciodată nu o să mă simt amenințat de Ion Iordache. Sincer, eu am spus de la început că politic nu-l văd pe Ion Iordache ca fiind lider. În politică, în comparație cu societățile comerciale, trebuie să fii lider, adică trebuie să fii urmat de oameni. 90% din cei care sunt implicați astăzi în viața politică nu primești ceva în schimb după ce se termină competiția electorală. Sunt oameni care cred în ceva, într-o doctrină de partid, dar din ce în ce mai puțin, sau în oamenii care compun o formațiune politică, plus liderii pe care și-au ales. Sunt în organizația municipală astăzi activ peste 1000 de membri, aceia care au câștigat alegerile în Târgu Jiu. Nu poți să-ți bagi joc de 1000 de oameni și să-i tranșezi printr-o hotărâre de birou permanent județean cu oameni care n-au făcut parte din Partidul Național Liberal. Cel mai bun exemplu este Ion Iordache. Dumnealui n-are cum să știe istoria
ultimilor 7 ani de zile în PNL, pentru că în ultimii 7 ani a avut 7 formațiuni politice. Decizia BPJ, nimeni nu este exclus și îmi doresc ca nimeni să nu plece din partid. Avem de construit foarte multe lucruri și putem sta cu toți la masă. Mai dimpotrivă, asta este și dorința mea, de a extinde echipa, de a o deschide și ca cei mai buni și cei mai performanți să preia frâiele, să conducă această organizație. Deci, din punctul meu de vedere, toată lumea este binevenită în organizație și nu-mi doresc ca oamenii să plece din PNL. Din acest moment, tot ce mai contează pentru noi este îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am asumat în 2020 și, până la urmă, creșterea, dacă putem vorbi, numărului de investiții de pe raza municipiului Târgu Jiu, investiții importante. Toți cei care ne vor acorda o mână de sprijin ne vor avea ca aliați. Cine își imaginează că poate distruge o organizație așa ușor, se înșală marnic. E o organizație care, v-am spus, a trudit, e o organizație care s-a construit în timp, oameni care au venit și care au și părăsit organizația municipală în perioada celor 7 ani de zile, dar astăzi, cu siguranță, este cea mai puternică organizație pe care o avea Partidul Național Liberal în Oltenia, nu în județul Gorj. Aprecierea nu putem să o facem decât în funcție de rezultate și raportându-ne la celelalte organizații. PNL-ul în Oltenia, exceptând organizația de la Târgu Jiu, n-are nicio organizație care să fi dat în ultimele 2 mandate primar de municipiu, reședință de județ și majoritate în Consiliul Local. Mai mult decât atât, ca organizație municipală, ce-ți poți dori. Am câștigat alegerile europarlamentare, am câștigat alegerile pentru funcția de președinte, am câștigat alegerile pentru Consiliul Județean, pentru funcția de președinte, pentru lista de Consiliul Județean, pentru Consiliul Local, alegerile de primar de 2 ori. Mai mult de atât nu poate face o organizație, mai ales într-un județ în care bazinul electoral nu ne este favorabil. Județul Gorj, ca și toate județele din Oltenia, au un bazin electoral foarte, foarte bun pentru altă formațiune, pentru Partidul Social Democrat. Marcel Romanescu a concluzionat declarând că Iordache nu a făcut altceva decât să stingă lumina la Târgu Jiu în ceea ce privește Partidul Național Liberal. Odată cu distrugerea organizației municipale, după părerea mea, la Târgu Jiu s-a închis becul, s-a stins lumina. Din păcate. Asta s-a întâmplat la Târgu Jiu. Asta a reușit domnul Iordache să facă în 7 luni de zile ceea ce n-au reușit alții în 7 ani.